Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof online. Da, dragilor, sunt la două prietene ale mele, Mihaela, fosta mea elevă. Te pup, Mihaela, și mă bucur mult că am ajuns la tine. Și Alina, surioara mai mare, mă bucur foarte mult. Sunt aici, dragilor, pentru că Mihaela mea a fost elevă. Și îți mai amintește eleva, prin 2005-2006, nu știu când a fost în perioada aceea. Și eu, Alina, priveam cu multă atenție și cu multă bucurie când reușeai să o aduci pe sora ta la ore. Și eram așa de încântat că a ajuns și în ziua aceea la ore. Ți amintește așa? Și când a vrut Dumnezeu să se întâmple, am reușit să te iau. S-am ieșit de fața ta și am ajuns acasă și cu asta am aflat câteva lucruri atunci. Anii au trecut, n-am mai reușit să-mi iau legătura și te-am găsit pe tine, Alina, acum vreo 4 ani, cred, la Tisa Silvestri, mi-am amintesc bine, și te-am întrebat, nu cumva ești tu aceea de atât, cu surioarea ta, cu... Și mi-ai spus, da, eu sunt și eu o știu pe dumneavoastră, nu? Așa, am stat de vorbă și uitați așa, am luat legătura. Iar acum, de Crăciun, nu mai reușeam să iau legătura cu voi, pentru că, mă rog, m-am străduit eu, dar n-am reușit. Finalul este că Dumnezeu te-a dus pe tine în Sfânta Biserică și când am coborât pe scări de la Părintele Pleșcău, atunci pe scări, te-am văzut pe tine și am zis, azi ajung la tine. Da? Și am și ajuns. Deci, dragilor, suntem la cele două surioare, suntem acasă la ele și ele au o problemă de sănătate mai deosebită și avem foarte multă încredere în Dumnezeu. Noi avem așa încredere de mare, încât așa se face că Dumnezeu m-a ajuns aici și să stau de vorbă cu voi. Nu prea știu eu foarte bine problema de sănătate, dacă tu poți să... Dar boala noastră se numește Ataxie Friedreich. Este o boală care nu are un tratament, dar cu bunăvoința lui Dumnezeu o scoatem noi la cap. Super ce spui! Super ce spui! Este minunat! În fiecare clipă trebuie să sperăm, că Dumnezeu lucrează. Nu se poate să nu iasă ceva la iveală și pentru noi. Este extraordinar ce spune. Nu se poate, că Dumnezeu are atâta dragoste pentru fiecare dintre noi. Și m-a desplăcut Dumnezeu cu acatistul Sfântului Iuda Taideu. Exact. Voi mi-a spus, n-am știut de el. Sfântul acesta este unul dintre cei 12 ucenici, nu așa? Da, unul din cei 12 apostoli. Așa, apostoli. Și însuși fratele lui. Fratele lui care au crescut și au copilărit alături de Iisus Hristos și care nu l-au iubit din prima. Așa este, așa este, vezi? Până s-a convins de unul singur că într-adevăr este Dumnezeu. O dura ceva vreme, dar după aia și-a pus sângele pentru el. Așa este. Și ce este minunat, spuneam mai devreme, că ce am găsit acolo, nu știu, pe poziția 6-a sau 7-a, spune așa. Să mulțumim Dumnezeu în fiecare clipă pentru ceea ce avem, pentru ceea ce se întâmplă și să nu cerem insistent. Spune tu că tu știi mai bine acolo, momentul acela, nu știu. Da, nu trebuie să cerem să ne ridici suferința neapărat, doar dacă să ne dea să discernem dacă trebuie sau nu. Atunci sau dacă, mai târziu? Când ne dești Dumnezeu, da? Da, dacă avem ceva de învățat din ea sau... Asta este. Sau ne-am învățat lecția și gata. Așa, nu, cerim, da. Este super. Eu mulțumesc Dumnezeu că mi-a rânduit să ajung la voi și să spunem așa, că Prof online a ajuns la nivelul ăsta. Tu mai ții minte că pe perioada aceea eu duceam o bătălie imensă, îți mai amintești așa? Da. Când veneai, colegii tăi erau antrenați în bătălia asta împotriva mea. Da. Dar îți mai amintești câte ceva. Da. Mă bucur mult. Ei, de atunci eu am făcut mulți pași și am pus la punct blogul acesta cu Prof online. Am luat matematică la clasa 0 și în varianta care știi tu, aflându-te în bancă, când eu prezentam lucrurile cu drag, așa pe înțelesul tuturor, am făcut asta. Sunt acum 1600 de lecții, 1600 și ceva, matematică la clasa 0 până la clasa 12. Și Nicule, tu ești tatăl lor, acest minunat om care, cu ajutorul Dumnezeu, îți duci crucea și face această jertfă pe care eu nu sunt în stare să o înțeleg. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Aș vrea să le arăt cu prietenilor noștri și te rog, Nicu, să fie un pic spre calculator, să prezentăm cum ajunge Mihaela pe Prof online. Deci pe Google tastează Prof online. Hai că iau eu camera ca să te debarasez un pic pe tine. Așa, dragule. Nu mai eu așa acolo. Nu, că nu se vede. Dragule, tu filmezi. Așa. Alina, deci a intrat... ia să vedem. Un pic să se adapteze. Așa. Ai dat acum... Ce ai dat pe Prof online, nu? Da, calculatorul nostru merge cam greu. Da, este... Iată că ai intrat în pagina Proful online. Și aici, hai să le spunem prietenilor noștri. Și aici... Aici sunt lecțiile de matematică. Alina a intrat direct pe blogul de matematică, da? Prietenilor noștri spunem că dacă nu pot intra acolo, ia de tu înapoi aici. Așa. Și dacă te vei duce la Prof online, profesor Google acolo, să intrăm în prima pagină, așa, unde vedem aici cele două mari capitole. Spuneam eu că sunt și inventatorul în noi tehnologii, da? Video apicultură, acolo dacă intri să duc la lecții de apicultură, foarte, foarte, foarte multe și în momentul de față sunt foarte mulți cei care intră acolo și urmăresc noua tehnologie a Prof online. După care Alina, iată că ai intrat în apicultură, video apicultură. Hai să mergem un pic, să vezi undeva că sunt premiat. Aici. Aici am stat de vorbă. Ți-am spus că eu am tot căutat să iau legătura cu cei mulți. Iată, aici sunt premiat, am luat medalii de aur cu biostupul. Și pot vedea prietenii noștri acest lucru. Da? Ia să vedem. Cred că este aici. Mă duc eu prea repede. Iată la aici. Deci la Iași a fost să spunem, concurs de inventică, prezentarea invenților, un concurs internațional, au fost mai multe țări și printre care a fost și Prof online cu biostupul lui. Și am fost premiat cu ocazia asta. Iată aici, discut cu Justin Capra. Aici este momentul când prezint pe la biostupul meu da, dragilor, deci vizitatorii mei la standul meu, acolo sunt cei care sunt interesați de... Și aici a apărut și un profesor universitar din Moldova, care... Aici e sala de festivități și este momentul când se fac festivitățile de premiere, se face festivitatea asta de premiere. Și acesta este salonul de inventică și iată-mă pe mine primind medalia de aur și cu invenția și cu diploma asta. Da. Da, dragilor, este momentul de vârf aici. Și iată că de la moldoveni am primit la profesorul acesta universitar și diploma. A fost surpriza mare că nu așteptam eu să se întâmple așa. Asta e profesorul universitar care îmi luminează pe el, se numește Pisecarul și la prisacă, care înseamnă cu stupină, mă felicită și mă premiază. Așadar, dragilor, ne întoarcem, nu vreau să vă plictisesc. Cei care sunt apicultori și doresc, aici găsesc filme cu noua tehnologie și văd absolut tot ce înseamnă cu biostupul acesta. Sunt titlurile, sub fiecare titlu se ascunde un filmuleț cu lucrările concrete la momentul respectiv. Așadar, am ajuns și la cei care sunt multe, enorm de multe filme, enorm de multe filme, toate sunt în legătură cu biostupul. Și acum am să închid fereastra cu apicultură și hai să ne ducem la Prof online și ne ducem la videomatematică. De fapt, hai să prezint prima pagină. Deci videomatematica este al doilea capitol și aici avem și Prof online TV, care transmite continuu. Dacă vrem să intrăm aici, o vedem acum cum rulează niște filme în playlist. Mai departe, dragilor, vedeți aici Prof online, persoana non grata, bătălia mea cu sistemul, apoi încă un reportaj făcut de Irina Sas de la TVR Cultural în 2012-2013, discuții cu educația și toate problemele acestea. În final veți vedea lucruri spectaculoase. Eu n-am obosit alergând și încercând să prezint diverse lucruri. Iată aici unde Alina, știi cum? Așa cum vedeți voi că se întâmplă în jurul nostru tot felul de probleme de astea de sănătate, eu văd școala românească prăbușită. Văd elevii într-o situație foarte, foarte grea. Așadar, dragilor, am țipat într-una și spun, aveți o șansă acum, aveți o șansă toți cei care sunteți vorbitori de limbă română, pentru că videomatematica este bine așezată. Sunt aici, dragilor, 1600 de lecții, matematică de la clasa 0 până la clasa 12-a. Și știi ce, Alina? Iată, ca să vadă toată lumea. Ei, cei care vor să urmărească lecții la o anumită clasă, o pot face intrând pe blogul acesta și pot să se ducă și să își găsească lecțiile toate într-o succesiune, nicio lecție nu este pășită. Ei bine, de ce am făcut acest lucru? De ce? Pentru că supărat fiind pe faptul că școala se prăbușește, iar acum avem o șansă imensă, că știi tu, Alina, și știi sigur, președintele țării este la bază profesor de fizică. Și știi ce cred eu? Dar cred din toată ființa mea că ei pot să facă acest lucru, pot să ajute ca toți vorbitorii de limbă română să beneficieze de acest lucru pe care l-am făcut eu. Aproape nu m-am gândit nicio clipă că ajung la dimensiunea asta. Dar știi de ce? Și pentru voi acum, că Dumnezeu mi-a rânduit, având blogul acesta, să putem spera că vor exista. Ce speri tu foarte mult din la filmulețul ăsta? Speranța la iveală o soluție. Asta e minunat! Adică Dumnezeu să rânduiască ca cineva care, nu, Mihaela, cineva care are cunoștință și știe un loc unde anume se poate rezolva această problemă a voastră și poate să ne sprijine să o facă, că voi așteptați cu nerăbdare ca și voi să vă puteți rezolva problema asta de sănătate. Este mare, mare nevoie de... Speranța trebuie să fie tot timpul. Gândul la Dumnezeu și de acolo avem toată șansa. Da? Deci ăsta e motivul pentru care am ajuns să stau de vorbă cu voi. Mai spuneți-mi câte ceva așa despre... Reamintesc că boala noastră se numește Ataxia Friedreich. Este o boală fără un tratament bine stabilit. Fără tratament, încă sunt în cercetări, dar noi nu putem aștepta până atunci. Dar știi, până atunci poți fi acum. Deci până atunci poți fi acum, că dacă Dumnezeu rândește. Dumnezeu. Ți-am povestit așa din fugă cum anume am inventat modelul de stup. Da. Îți dai seama că sute de, generații de-a rândul s-au chinuit cu boala asta, cu parazitul ăsta, care e la stupină și la familie de albine. Și iată, Dumnezeu mi-a pus mie în cap o idee, nu spun că am eradicat complet, dar contribui prin ceea ce am făcut eu la menținerea unui echilibru, la ținerea în frâu a bolii acestea. Și iată, așa cum s-a întâmplat la mine, iată-mă pe mine acum apus. Să dea Dumnezeu și pentru noi îți fie ceva... Nemaipomenit, da, da. Care iese la iveală. Așa este, așa. Într-o clipă. Mi-ai spus un lucru. Dacă ar fi să te duci... spune-mi tu că mi-a plăcut teribil, că ce ai de mușețel să fii, dar... Asta mi s-a părut. Am zis că dacă ar fi să mergem în Iugoslavia, să zicem, de exemplu, așa. Și o să ne dea de băut un ceai de mușețel și noi convinsi că acela va fi tratamentul nostru, da. O să ne facem sănătoase. Asta-i, asta-i superb, 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 superb. Deci această speranță trebuie să vă încerce continuu, continuu. Dumnezeu lucrează prin oameni. Deci Dumnezeu lucrează prin oameni. Să nu uităm nicio clipă. Fetelor dragi, am ajuns la voi nu decât dintr-o singură dorință, mânat de nevoia de a vă prezenta pe voi cu speranța asta maximă de ajutor din partea celor care au câte o idee. Dumnezeu lucrează prin oameni. Nu există altă soluție. Deci prin oameni. Și așa cum se întâmplă în multe cazuri și la voi va fi foarte bine. Eu ce să vă spun? Nu întindem vorba, adică dacă tu voi mai aveți ceva de spus, dacă mai vreți să mai spuneți ceva, eu... Mai multe detalii despre tipul nostru de boală. Este o boală autoimună care lipsește anumite substanțe dintr-o celulă, care se numește frataxina. Din această cauză, noi avem lipsă de echilibru și nu putem merge. Și